În timp ce comercianții din alte țări scad prețurile în perioada sărbătorilor de iarnă ca să încurajeze consumul, la noi se întâmplă exact invers. Piețarii giurgiuveni nu au făcut excepție și au mărit prețurile. Dacă la mere sumele cerute în plus nu sunt chiar atât de mari, strugurii ajung la 8 lei și 50 de bani, chiar 9 lei kilogramul, iar bananele se vând cu 5-6 lei. Giurgiuvenii trec prin piață pentru al doilea val de cumpărături și se uită de mai multe ori înainte să cumpere ceva. Cu toate acestea, oamenii au renunțat să se mai plângă de scumpiri. Ce fructe ați cumpărat pentru masa de Revelion? Deocamdată am luat doar mandarine. Să mai luăm struguri, să mai luăm mere, ce mai luăm aici? Cum vi se par preț? Exagerat azi. Exagerat. Sunt, dar ținând cont și de anotimp și trebuie încurajată producția autohtonă, nu să luăm din import, asta și urmărim. Față de anul trecut sunt acceptabili și eu îmi permit, sunt singură, nu cafelez, nu beau și atunci pot să-mi permit fructe. Ne spun că s-au scumpit acum în preajma sărbătorilor. Nu, spun, dar văd că coșurile sunt pline. Nu, sunt acceptabile, lăsați, că noi ne-am învățat să ne plângem. În aceste condiții, oamenii cumpără câte puțin din fiecare. Abia după anul nou, prețurile vor mai scădea.